Deșteptarea. Astăzi, cam peste două ceasuri, va fi prezentat un raport global care este făcut sub egida ONU de foarte mulți cercetători de calitate din această lume și de-a lungul întregii zile veți afla informații despre schimbări climatice și despre un moment cheie în existența noastră, dacă vreți, ca specie, dar, cum să zic, și schimbări care pot duce, sau vor duce, în primul rând, la o schimbare a modului și a calității vieții, așa cum o percepeți în aceste momente. Este vorba de un raport, mă rog, o să vedeți termenul acesta, el deja a apărut în ziare, îi zice raportul despre apocalipsă, e mai curând un raport care arată că suntem primejdios de aproape de a pierde o cursă contra timp ca să evităm niște consecințe care sunt cu adevărat catastrofale, spune unul dintre cercetătorii care a lucrat peste ONU. Raportul este început, sau analiza este făcută din 2013 încoace și ne arată în felul următor că temperaturile au crescut cel mai mult în ultimii 12.000 de ani, sau din ultimii 12.000 de ani avem cea mai călduroasă planetă. Există și o ipoteză la care încă se lucrează, că este cea mai călduroasă perioadă din ultimii 128.000 de ani și asta este în creștere. Problema pornește de la nivelul dioxidului de carbon, spun specialiștii, în atmosferă este mai mare decât cel existent în ultimii 800.000 de ani. Treaba asta a provocat o încălzire globală de până la 5,6 grade Celsius. Acum, asta ați mai auzit? Ați mai auzit că asta duce la topirea ghețarilor și la creșterea apelor și la creșterea temperaturii de asemenea natură, încât Europa ar putea să devină în cursul vieților noastre, dar și în cursul, mai ales în cursul vieții copiilor noștri, o zonă tropicală. Există însă un fenomen care îngrijorează profund pe toți cei care au lucrat la acest raport și este vorba de modul în care funcționează sau nu mai funcționează curenții oceanici, care sunt destabilizați. După cum vă mai aduceți aminte de la geografie, Europa este răcită de curentul acesta care vine din sud, da, se schimbă apele, trece pe lângă țărmul european, răcește Europa, după care se întoarce înapoi către America de Sud, curentul ăsta atlantic. E bine, cercetătorii au detectat o destabilizare masivă a acestor curenți. Și ce se întâmplă? Ne uităm în jurul nostru și vedem care sunt rezultatele. Foarte multe incendii. Da. Ok, grecii, toată lumea spune că ei erau obișnuiți cu astfel de incendii, dar sunt din ce în ce mai dese și extinse, așa, chiar și la ei. Soluții? Inundații catastrofale, vedem cu ochii noștri. Soluții, o să fiu cât de nepopular se poate fi. Soluția este în fiecare mașină. Da și nu, pentru că industria auto oricum face cei mai mari pași spre ecologizare, ceea ce nu văd în alte industrii. Doi la mână, doar în energie să se mai încerce. Alți giganți industriali care trebuie să-și reașeze modul de gândire. Mâine vom reveni cu date mai complexe despre acest raport. Deocamdată v-am spus că astăzi, pe întreaga zi, media din toată lumea, mediile din toată lumea, vor difuza date din acest raport care-i desperiat. Deșteptarea